Furt calificat în valoare de 11.000 de lei în Severin. Patru bărbați sunt bănuiți că ar fi sustras dintr-o societate comercială bunuri în valoare acestei sume. Doi dintre aceștia au fost deja reținuți pe baza de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Patru bărbați cu vârsta cuprinsă între 21 și 34 de ani au fost identificați la data de 14 iulie de către polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnu Severin, pentru comiterea de furt calificat. La data de 2 iulie, aceștia ar fi sustras dintr-o societate comercială bunuri în valoare de 11.000 de lei. Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnu Severin, au identificat patru bărbați cu vârsta cuprinsă între 21 și 34 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din probatoriu administrat s-a stabilit că cei patru, la data de 2 aprilie anul curent, ar fi sustras dintr-o societate comercială de pe raza municipiului mai multe bunuri, creând un prejudiciu de peste 11.000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Doi dintre cei în cauză fiind reținuți pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnu Severin, cu propunerea corespunzătoare. Ceilalți doi bărbați au fost dați în consemn la frontiera de stat a României pentru identificarea și punerea în executare a mandatelor existente. Doi dintre bărbați au fost reținuți pe baza de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, astăzi fiind prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnu Severin. Ceilalți doi au fost dați în consemn la frontiera de stat a României pentru identificarea și punerea în executare a mandatelor existente.